Al treilea compartiment de marcă al crescătoriei campionului Hișviorel din Rădăuți, Suceava. Frumos, aveți, frate, nu aveți, nu e glumă aici. E treabă serioasă. Aici câte perechi în al treilea compartiment? Aici sunt 40 de perechi. Eu nu știu cum faceți față la asemenea numeric. E extrem de greu, numai să-i urmărești. Dimineața le dăm mâncare, apă dimineața, când ai un pic de răcoare. Da. Și după masă le dăm iarăși da. Mâncare. Și... trebuie apă, le mai punem și peste zi. Mai veniți dacă sunt zile călduroase, toride? Zile călduroase, venim și peste zi dacă punem apă. Domnul Câș, dumneavoastră vă schimbați perechile de matcă de la un an la altul sau le lăsați așa, tot mai la același? Mai schimbăm, nu? Mai schimbăm femelile, da, schimbăm... Sunt și masculi care le dați două femele pe an? Am sau? Masculi care dau și 5 femele pe an. Da? De ce? S-au dovedit buni reproducători, nu? Da, da. Și vreți să scoateți, da. Mai mult. Să încercați mai multe combinații. Și alte combinații ca să... Da. Și aici, iată, super! Super! Eu nu m-aș descurca cu atâția. Pe cuvânt. Descurcăm, suntem în val. Sunteți învățat, nu? Da, dacă le știm mersul, deci ne descurcăm. Frumos, super. Vreau, la toamnă am porumbei la marcă, care sunt mai bătrâni. Și vreți să mai scoate zinii? O să mai scoatem, dacă mai înlocuim ceva, dar totuși vreau să... Mai întineriți matca, nu? Să mai scot, cred că, cel puțin 15 cupluri. Aveți marfă de calitate? Anul ăsta a dat rateuri la cui oricum și... Unii dintre ei, da? Păi aici la dumneavoastră numai ca să ajungi dintr-un capăt în altul, ți-a câteva minute bune. Nu, aveam crescătoria aia la altă, în partea aia la altă, era, da. Nu știu, n-ați fost. N-am fost acolo. O aveam, bine, la 50 de metri, dincolo de magazin. Era mai mare casa, tot sus, dar era cam de 3 ori. De ca lungime? Ca lungime. Oh. 20 de metri. Oh, păi și asta cât are? Nu, și asta are 12, cât are? Cel puțin. Da, cred că vreo 12 metri. Și nu, aia avea 30 de metri. 30, așa, da. 30 de metri. Și asta de lată cât e? Fiindcă jos era hală pentru spălătorie și mecanici și atunci deasupra tot lungimea halei era 30 de metri. Dar și asta e lată? Cât are? 5-6 metri cred că are lățimea. Nu, are, 4, are vreo 7 metri. 7 metri, de ce vă zic? Aia avea, nu era tot așa, 7-8 metri avea, dar era lungă. Da. De ea, dacă a fost spălătorie, de desubt era... Da. Mașinile dintr-un capăt în altul. Frumos. Și aia era lungă, atunci, da, într-adevăr, când mergeam dintr-un capăt, până mergeam în 30 de metri... Obosesc! Apa, nu știu ce, acolo. Dar aici mi-e mai ușor, aici e mai restrâns. Da. Băi, mai... prind și mai ușor porumbei, acolo îi prindeam mai greu. Că vă ajută cineva la prins? Tot plasă, tot, dar boxele erau mai mari. Da. Și atunci îi prindeam mai greu. M-ajutau băieță. Și acum vă ajută cineva la prins? Și acum mă ajută băieță. E bine. Dar vă țin în viață porumbei și vă dau energie. Este? Pentru că la cât de mult munciți zilnic... Cred că acum, fără porumbei, nu știu dacă... Ați rezista. Aș rezista. Probabil, da, zici că... Stai, dar cred că mai mult de un an. Frumos. Mai mult de un an cred că nu poți. Că dacă tot a intrat în sânge boala asta... A intrat bine. Da, a intrat bine cu totul. Asta e, probabil până murim... Cu porumbei în curte. Cu porumbei în curte. Frumos. Baftă multă vă doresc în continuare. Mulțumim.